Eu vreau să vă salut în primul rând pe toți și să vă spun că de astăzi avem mult de muncit împreună și, așa cum am spus și la ședința cu aparatul primăriei dimineață, care am făcut-o mai devreme, vreau ca să muncim eficient împreună. Eu mizez pe responsabilitate, pe dedicație, pe bunăvoință, dumneavoastră pe experiență și cunoștințele pe care le aveți. Cu foarte mulți dintre dumneavoastră ne cunoaștem nu de o zi și sper că toate lucrurile pe care le vom face de azi încolo vor fi doar în beneficiu municipiul Chișinău și a locuitorilor. În ceea ce ține de unele aspecte operaționale, eu vreau să vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră, până vom relua tradițional ședința de luni, să pregătiți o scurtă notă în care să fixați câteva lucruri. Primul lucru ține nemijlocit de obiectivele instituțiilor pe care le conduceți, prioritățile, dar și indicatorii de performanță pe care trebuie să-i atingem împreună. La fel, vă rog să identificați principalele probleme cu care vă confruntați în prezent, planurile operaționale până la sfârșitul anului de gestiune, dar și separat ideile pentru anul viitor. Eu am venit în această funcție cu un program concret, cu obiective concrete și vreau să vă comunic că sunt și deschis pentru orice altă idee bună care vine în această privință, ca să le formulăm împreună și să le executăm împreună. Ceea ce vreau să vă rog foarte mult este ca această notă scurtă să o faceți până luni. Vreau să știți că mizez pe dumneavoastră, dar totodată vreau să vă informez că și colegii mei, consilierii, vă vor asista în această privință și rog să luați contactele colegilor mei care vor fi în anticameră pentru discuții separate pe acest subiect. Ceea ce vreau să vă comunic este că eu sunt deschis pentru orice, repet, idee, orice acțiune pe care o propuneți, care urmează să fie în beneficiul locuitorilor municipiului Chișinău. Am o rugăminte foarte mare. Persoanele responsabile de ceea ce ne mijlocit ține de administrarea și gestionarea în perioada rece a anului să fie cât mai precauți și cât mai rapizi în prezentarea planului de intervenție. La începutul săptămânii viitoare vom discuta. Iarna este aproape și eu îmi doresc ca orice situație să nu ne prindă pe neașteptate. Și îmi doresc ca și dumneavoastră să acționați în această privință, conform tuturor rigorilor. 2. Sunt mai multe plângeri pe care le-am văzut în spațiul public, în ceea ce ține nemijlocit de starea în care se află parcurile, curțile blocurilor de locuit. Mă refer începând cu salubrizarea și finalizând cu fața, cum arată aceste lucruri. Vă rog foarte mult să interveniți. Vom discuta săptămâna viitoare despre aceste chestiuni și vă propun ca un exemplu să începem împreună, poate
sâmbăta viitoare, aștept propuneri la dumneavoastră, să ieșim în teren cu toții, să facem un apel și la locuitorii municipiului Chișinău pentru a face capitala mai curată. 3. Sunt mai multe solicitări, am văzut în spațiul public, eu am să transmit aceste demersuri cu privire la unele neintervenții din partea autorității publice locale cu privire la construcțiile neautorizate. Sectorul Buicani, calea Ieșilor, sectorul Roșcani și multe altele. Probabil că dumneavoastră le cunoașteți. Vă rog mult pe fiecare dintre dumneavoastră care are conexiune cu orice situație care poate fi rezolvată și trebuie să fie rezolvată, să interveniți. Dacă aveți nevoie de sugestiile noastre, noi vi le vom oferi. Dar sunt sigur că dumneavoastră știți la ce mă refer. Și în general, săptămâna meritare, foarte mult insist să avem o discuție pe ceea ce ține de construcțiile problematice în municipiul Chișinău. El a fost demontat. Au rămas doar aceste bare. Ele tot vor fi scoase? Barele sunt pentru, de fapt, sistemul electronic care e de evidență a intrării și ieșirii personalului și noi de asta am decis ca ele să rămână. Uh-huh. Și acum, cum ați spus, imediat că a fost scos? Imediat a fost scos. Uh-huh. Am văzut că ați fost, oarecum așa, preamabil cu șefii de direcție. Dumneavoastră îi cunoașteți sau asta este doar prima discuție? Eu îi cunosc și vreau să fiu amabil cu toată lumea, dar în același timp vreau ca fiecare dintre ei să fie foarte bine organizat și să muncească în folosul chișinăuienilor. Am zis că până luni așteptăm de la fiecare absolut o notă în care vor fi identificate, pe de-o parte, obiectivele unităților pe care ei le conduc, dar și indicatorii de performanță. Al doilea lucru, la fel de important. Plus, toate problemele care se confruntă în această perioadă, și căile de soluționare. Am zis că vom lucra în această privință ambii, adică și echipa primarului, cabinetul, care îl creez la moment în prezent, dar și nemijlocit executivul, conducătorii subdiviziunilor. Vrem să ne mișcăm rapid și eficient.